Bună ziua, domnul deputat Rămâns Borza este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Borza, și vă mulțumesc Sărmile, că ați acceptat din nou invitația noastră. E, din nou o dată așa, la vreo 12 luni. Ați anunțat recent... Vorba e mai răruț cât mai drăguț. Ați anunțat recent lansarea Partidului Forța Națională. Care au fost... Relansarea. Sau relansarea. Care au fost motivele care v-au determinat să puneți bazele acestei formațiuni politice? Păi, sunt de acord cu câteva explicații înainte. Am intrat relativ târziu în politică, la 44 de ani, după ce mi-am făcut un rost, un nume în viață, și atunci asigur că lucrul ăsta se întâmpla prin octombrie 2016. Am fost convins de Călin Popescu Tăricianu și Daniel Chițoiu să mă alătur unui proiect nou în politică, numit ALDE. Am pus umărul la succesul acestui proiect. Azi ALDE, după cum știm, e un partid parlamentar, e un partid aflat la guvernare. Călin Popescu Tăricianu este al doilea om în stat, președinte al Senatului. După 9 luni de activism politic în cadrul acestui partid, am fost exclus pentru un delict de opinie până la urmă, pentru că am refuzat să urmez linia partidului, să votez pentru moțiunea de cenzură la guvernul Grindeanu. Eu la momentul respectiv consideram, dar la fel am considerat și cu alte ocazii când s-a mai pus în dezbatere o moțiune, fie la Tudose, noroc că el a demisionat înainte să voteze pe moțiune, sau mai a fost o moțiune anul trecut la cabinetul Dăncilă. Eu sunt un om care militează pentru stabilitate politică și pentru responsabilitate în actul de guvernare. Națiunea a dat un vot covârșitor unei alianțe, unui partid în speță PSD. Ei trebuie să-și ducă crucea până la capăt, să guverneze. Sigur, opoziția este datoare să încerce marea cu degetul, oricâte câte o moțiune pe sesiune, dar țara, în primul rând, are nevoie de o guvernare responsabilă. În fine, din iunie 2017 am activat în Parlamentul țării ca deputat independent. Sigur, mare lucru, nu prea e ce să faci cu independența asta prin Parlament. Urli de nebun și nu te aude nimeni. În intervalul ăsta am avut discuții cu toți liderii partidelor parlamentare să vedem dacă există compatibilitate pe niște obiective, programe sau ceea ce privește o viziune comună asupra viitorului României. După 16 luni de astfel de discuții, am ajuns la concluzia că marile partide parlamentare sunt mai degrabă interesate în menținerea status quo-ului cultivat în ultimii 29 de ani, caracterizat prin populism, prin birocrație, corupție și clientelism politic, decât să reformeze România sau să se primenească clasa politică. Și atunci, evident că n-am avut decât două opțiuni. O opțiune să plec de unde am venit, adică din Parlament să-mi dau demisia, să mă întorc înapoi în business. Adică eu, în 25 de ani de activitate, cred că nu am făcut umbră pământului degeaba. Sunt un om care a demonstrat curaj, competență, moralitate, un om care a dat o pâine la aproape 40.000 de români, vreo 3 miliarde de euro bugetului de stat, care a salvat zeci de companii importante ale României. Deci, evident că nu aș muri de foame, întorcându-mă înapoi în mediul antreprenorial de unde vin. Sau, sigur, era cea de-a doua opțiune, să încerc un nou proiect. Recunosc că am trăit de foarte multe ori și destul de apăsător, destul de acut sentimentul inutilității în Parlament. Eu sunt un om de acțiune și atunci sigur că e destul de frustrant. În fine, mai încerc o dată, încercarea moarte n-are, pentru că era o doză de lașitate într-un eventual abandon, aș fi trădat încrederea cu care niște mii de români m-au investit la alegerile din decembrie 2016 și atunci am optat să continui. Acest nou proiect politic se cheamă Forța Națională. Nu eu sunt fondator, m-ai întrebat înainte de emisiune. E un partid fondat în urmă cu 2 ani de zile. De către cine? De către niște români patrioți. La un moment dat președinte a fost și europarlamentarul Laurențiu Rebeca, care acum cu arme și bagaje, cu câteva filiale, s-a dus la Pro România și evident că îi urez succes.
De ce am ales partidul ăsta? Sigur, am avut discuții, după cum spuneam, și cu celelalte partide parlamentare, dar sunt un om destul de greu sau imposibil de controlat. Și atunci nimeni nu pleacă la drum cu un astfel de caracter. În genere, în politica românească s-a promovat servilismul. S-a promovat, cum spuneam, mediocritatea. Cu alte cuvinte, deși prozaic, și îmi cer scuze anticipat de expresie, doar curvele, hoții, proștii și acoperiți au făcut politică în ultimii 29 de ani și sper să fiți de acord, deși o afirmație destul de tăioasă. Oamenii care au demonstrat competență, care au generat performanță și valoare au fost marginalizați social, au fost ostracizați, condamnați la anonimat. De fapt, asta e societatea românească a ultimilor aproape 30 de ani. Am promovat aproape inconștient non-valoarea în toate formele ei de manifestare implicit în politică. Vedem aceleași figuri terne și eterne în politica românească de 30 de ani, care simt nevoie odată la 4 ani să se reinventeze. Aici am și o anumită teorie vis-a-vis de partidele românești. Ele sunt construite pe trei tipare. Partide vechi cu oameni vechi, gen PSD și PNL, din punctul meu de vedere și-au epuizat rezerva de combustibil. Involuția lor din ultima perioadă este cât se poate de elocventă. Avem sondaj aproape în fiecare săptămână care practic confirmă la unison acest trend descrescător. Mai avem un format intermediar, partide noi cu oameni vechi, și aici putem vorbi de PMP, de ALDE, chiar de Pro-România. Punctul meu de vedere, Traian Băsescu, Călin Popescu, Tăricianu, Victor Ponta, nu sunt figuri noi. Unii dintre ei și alții care se încăpățânează încă să activeze politic, au contaminat, au otrăvit foarte mult clasa politică, scena politică și însăși societatea românească, au devenit toxici. Nici aceste formule intermediare, să le numim așa, nu cred că vor putea păcăli la infinit. După 30 de ani de democrație, chiar și originală, vorba unui clasic încă în viață, cu toate imaturitățile și sincopele ei de parcurs, cred că românul ăsta mai deșteptat, că are mai multă maturitate politică și discernământ. Și nu cred că sunt niște formule de succes cu referire la cele trei partide. Și atunci, sigur că există tiparul câștigător pe care s-a construit USR-ul, Partide Noi cu Oameni Noi. Doar că această rețetă trebuie upgradată, îmbunătățită. Nu e suficient să fii nou în politică, pentru că vedem figuri noi, iată, declarații recente a mâinii drepte a lui Dacian Cioloș, pentru că, sigur, tinerii frumoși și nebuni ai marilor orașe sunt mai degrabă nebuni decât frumoși. Unii dintre ei, iată paradoxal, dezvoltă astfel de nostalgii. După o spirală reușită, după trăitul în chibuț sau sexul în grup sau mâncatul la cantină. Adică, cum să spun, au vârstă, aproape 50 de ani. Nu mă contrariază sau oripilează multe lucruri. Cam trăit și eu am văzut destule la viața mea, dar un tânăr de sub mai puțin de 25 de ani să spui că proprietatea privată e o prostie și că ar trebui desfințată, asta cum să spune? Declarația secolului din punct de vedere al stupizeniei, adică nici Karl Marx sau Engels sau Lenin, nu teologii și apologeții comunismului n-au mers atât de departe. Deci iată că această calitate nu e suficientă prin ea însă să fii tânăr. Bravo, e bine că ești tânăr. Acum, tânăr în politică poți să fii și la 50 de ani. Eu spuneam, am intrat la 44 de ani. Dar această tinerețe trebuie dublată de competență, de moralitate, de integritate. Adică, bun, visăm mulți dintre noi cu ochii deschiși, dar trebuie să fi trecut și proba practică. Adică să fi dat și noi o pâine la un român, da, să fi plătit și noi un salariu, să fi plătit noi un leu impozite. Ori și copiii ăștia, vezi, mulți vin de pe băncile școlii, alții au fost toată viața lor lefegii, alții vin din niște laboratoare obscure din afară. Rețeta asta e corectă, pentru că lumea s-a săturat de partidele tradiționale, de partidele
ideologice. Forța Națională, tocmai asta se vrea fi ca proiect politic, un partid degrevat de orice ideologie, un partid adoctrinar, un partid al oamenilor, un partid al ideilor, un partid al reformei. Toate ideologiile sunt cât se poate de seducătoare, toate vând iluzia bunăstării, trăgând linie după 30 de ani de glorioasă tranziție de la un sistem etatist la o economie de piață, ne dă cu minus. 7 milioane de români, cu tot populismul care a caracterizat toate guvernările României post-decembriste, că vorbim de guvernări PSD-iste, PNL-iste, PD-iste, 7 milioane de români trăiesc în sărăcină, risc de excluziune socială. Alți 4 milioane de români s-au văzut peste noapte șomeri și au luat calea pribegiei, lăsând familii, copii, părinți, prieteni, mergând peste mări și țări să-și câștige o pâine. Resursele țării le-am dat pe o nimica toată, industria am pus-o la pământ, în 90 un vizionar punea eticheta industriei un orman de fiare vechi, hai să o vindem pe marcă, am băgat flexul, 11.000 de combinate fabrici și uzine le-am pus la pământ, în locul lor astăzi Ciulin, Mărăcini sau Ișcolo, câte un mall sau un proiect rezidențial dezvoltat de rechin imobiliar. Efectul acestei dezindustrializări fără precedent în spațiul european a însemnat un șomaj foarte mare, 4 milioane de, spuneam, de șomeri, o imigrație, un exod extraordinar după Siria, România e cel mai mare exportator de forță de muncă, un mare dezechilibru în balanța comercială, vedem în fiecare an, importăm mult mai mult decât exportăm, pentru că industria românească săraca, aia care a mai rezistat, nu e în stare să livreze populație mare lucru. Anul trecut am avut un deficit de balanță comercială de 15 miliarde de euro, anul ăsta estimăm undeva un 16,9 miliarde de euro. Toate aceste politici populiste ale tuturor guvernelor au mai însemnat încă un lucru, supraîndatorarea României. Avem 100 de miliarde de euro datoria totală externă a țării, plecând în 90 de la zero. Doar în contul dobânzilor, anul trecut am plătit 3 miliarde de euro, asta înseamnă 3 autostrăzi, Pitești-Sibiu, pe unde merge întâi stătătorul țării în fiecare sfârșit de săptămână acasă, Iohannis, sau 2 autostrăzi, Comarnic, Brașov. Deci, aceste guvernări asigurate de niște partide doctrinare n-au fost dintre cele mai fericite. Și atunci hai să încercăm și altceva. Probabil aici este și răspunsul. De ce doar 5 milioane de români votează? Și de ce alți 9 milioane de români nu? Răspunsul poate să fie de maniera asta, că cei 9 milioane de non-votanți nu au crezut în oferta electorală a partidelor tradiționale, nu au crezut în primul rând în leadership-ul partidelor tradiționale, asta e de fapt problema marilor partide din România. Lipsa unui leadership convingător, a unei comunicări adecvate, că de multe ori măsurile PSD-ului, să revenim, sunt bune, dar sunt prost ambalate. Adică ei, în materie de comunicare, sunt pământ de flori. Și atunci, sigur, toți această Românie paralelă, că tot suntem în genul ăsta de expresii, statul paralel, această Românie tăcută, care evident există, dar care încă nu s-a manifestat, așteaptă, nu neapărat un partid sau un lider mesianic, dar așteaptă o alternativă, adică altceva. Altceva la acest mod găunos, clientelar și corupt de a face politică, prin care s-a promovat doar non-valoare. Așteaptă niște oameni care au demonstrat competență, niște oameni care au făcut lucruri. Drama României în ăștia aproape 30 de ani a fost că toți conducătorii ei n-au lucrat o zi în privat. A fost condusă numai de LFG. Toți primii miniștrii României, miniștri de finanțe, miniștri economiei, miniștri marilor ministere economice, toată viața au fost bugetari. Și atunci evident că nu ai viziune. Cei chemați să facă politică, să stea la masă eventual în capul mesei, sunt antreprenorii români. De-aia Forța Națională vrea să se identifice cu mediul antreprenorial, să fie un partid care să susține, să promoveze capitalul autohton și firmele românești. Sunt cei doi vectori sau motoare de creștere economică și pilon de stabilitate socială. Capitalul românesc nu se migrează în vremuri de recesiune sau de răstriște, rămâne aici și finanțează milioane de locuri de muncă, rămâne aici și plătește alte miliarde de euro la bugetul de stat.
Din păcate, statul român a discriminat tot timpul, atât capitalul românesc și firmele românești. În fiecare an, firmele confruntate pe de-o parte cu o concurență neloială, nemiloasă a multinaționalelor, au murit ca, precum muștele, câte 20.000 de falimente în fiecare an, n-au avut mari șanse. Pentru că ele au plecat la drum în anii 90, fără capital financiar, fără o minimă cultură antreprenorială, venind multinaționalele ca un tăvălug. Le-au omorât firmele românești, ale veneau cu miliardul de euro la teșcherea, acel know-how pe care încă noi nici astăzi nu l-am dobândit pe deplin, know-how comercial, s-a mai suprapus și discriminarea statului, care tot timpul le-a dat la cap firmelor românești. În ăștia 10 ani de la integrarea României în UE, 83% din ajutoarele de stat s-au dus tot către firmele străine, nu către firmele românești. Adică, sigur că e un nonsens. Banii românilor să financeze tot firmele străine. Câte vreme ele stau pe munți de bani. E nevoie de astfel de skill-uri sau astfel de aptitudini în politică. Pentru că nu de puțin ori am făcut această comparație. România e SAP. România cu 20 de milioane de acționari, așa trebuie văzută, așa trebuie administrată România, ca o mare societate pe acțiuni. România duce lipsă și are nevoie de un management, un management performant, un management adecvat și un management care să valorifice potențialul României, un management care să creeze bunăstare și prosperitate. Din păcate, lucrurile astea nu s-au întâmplat. Și atunci și această degradare constantă, în primul rând, a conștiinței naționale. Avem nevoie de un restart indiscutabil și în ceea ce privește clasa politică, de oprimenire a clasei politice, avem nevoie și de un restart al mentalului nostru colectiv și a comportamentului nostru social. Când noi ca cetățeni vom fi mai muncitori, mai onești, mai solidari, atunci categorii vom avea și conducători mai responsabili și instituții mai eficiente, pentru că clasa politică, ne convine sau nu, nu e altceva decât imaginea în oglindă unei națiuni, cu rele și cu bune. Noi cetățeni îi facem pe politicieni și nu ei pe noi. Sigur că ei ne fac, ne fură și astea în fiecare zi. Dar, până la urmă, ei sunt exponentul unei națiuni, a unei stări de spirit cu rele și cu bune. E nevoie de reformă. Acesta este un imperativ social clamat de toată societatea românească. De aia, Forța Națională va milita pentru reformarea statului și, în primul rând, a marilor sisteme publice. Fie că vorbim de administrație, de învățământ, de sănătate. Sunt marele găuri negre ale bugetului de stat care consumă în fiecare an 50 de miliarde de euro și nu se văd. Se va implica ăștia la alegeri, Forța Cum? Națională? Se va implica la alegeri? Asta e scopul fiecărui partid, de a accede la putere. Acum contează diferența fundamentală, este cum administrezi puterea în scop clientelar pentru tine și grupul tău, infracțional, cum ar spune unii din zona de dreapta și hashtag, sau în interesul general, în interesul națiunii. Asta este marea diferență. Sigur, la momentul ăsta noi suntem câțiva oameni. Ce vom încerca noi să creăm pentru început un curent, o mișcare? Mai degrabă, azi Forța Națională e o platformă civică la care poate să adere toți oamenii, toate organizațiile care vor să trăiască și să activeze într-un mediu social, economic și politic sănătos, într-o Românie normală. În ce măsură vom reuși ca partid? E un mare semnal întrebării. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în spatele nostru nu avem securiști, nici vechi, nici noi, nici răi, nici buni. Nu avem subvenții de la bugetul de stat. Partidele parlamentare papă cam 100 de milioane de euro în fiecare an. Nu avem nici finanță, nici dinăuntru, nici din afară. Nu avem hashtag-uri, nu-l avem pe Soros, nu avem firmele, nu avem serviciile secrete în spate, nu avem trusturile media. Nu o să mă vezi pe mine invitat nici la ProTV, nici la Realitatea, nici la România TV, nici la Digi. Pentru că, din păcate, presa românească, pe model american, s-a poziționat și politic, s-a lăsat contaminată politic. Avem cele două mari blocuri ideologice, să spun, stânga-dreapta. Unii sunt cu stânga, alții sunt cu dreapta și între ei o mare falie, un hău. Până la urmă va câștiga acel partid care va adopta calea de mijloc, calea dialogului, a respectului, a complementarității și a armoniei. Acel partid care va întinde mâini și punți care să unească, care să ridice și nu bariere și ziduri care să ne separe. Din păcate,
trăim, iată, de aproape 30 de ani în această psihoză colectivă, în această spirală a urii și confruntării, a demonizării adversarului. Misiunea noastră este să convingem electoratul că noi suntem buni, nici măcar mai buni. Că noi suntem buni, nu că adversarii noștri sunt răi. De 30 de ani numai asta ni se livrează. Tot timpul, bă, ăia, ciuma roșie, ăia sunt la pușcărie, ăia nu sunt buni, noi suntem buni. Jos cu ei. Jos cu ei, la toată lumea o mare pușcărie. E o schimbare de paradigmă până la urmă în dezbaterea publică și mesaj. Adică, haideți să cu ce venim noi? Și sigur că o să venim cu 100 de măsuri prin care facem România bine. Imediat după Paște, eu voi demara o caravană prin țară. Vreau să ajung în toate cele 40 de municipii reședință de județ și voi vorbi despre niște lucruri simple. Voi conferenția împreună cu încă 2-3 invitați de marcă și obligatoriu unul din județul respectiv. Vom vorbi despre nevoia de reformă politică și normalitate în societatea românească. Ocazie cu care voi lansa și un volum de eseuri, de editoriale, pe care le-am tot publicat în ultimii 5-6 ani de zile, în ce măsură unii le-au citit, în fine, dar eu îmi fac iarăși o datorie de conștiință să le reunesc într-un volum pe care îl voi lansa sub numele Pentru o Românie civilizată, europeană și prosperă. Acesta este și obiectivul partidului în care eu astăzi sunt simplu membru. Ceea ce vreau să spun iarăși din capul locului, pentru că pot fi acuzat, mă, și-a făcut și Borza un partid. Unul mi-am făcut că era gata făcut, nu mă interesează nicio funcție, nici în partid și nu voi mai candida niciodată pentru asta nicio demnitate publică. Asta vreau să vă întreb, dacă veți mai candida mă voi limita să conving, să capacitez, să aduc alături de noi oameni mai buni decât mine, pe care să-i susțin. În următorii 2 ani de zile, când mi-am propus să mai activez politic, în limitele mandatului de parlamentar, voi lupta ca un câine să pot să promovez pe prima scenă a vieții publice astfel de oameni, astfel de români, care inspiră și care motivează și care ar trebui să fie niște modele aspiraționale pentru tinerii ăștia săraci de după 90, care ai văzut ce ineții scot pe gură, care din păcate sunt niște generații dezrădăcinate, aș putea spune niște generații pierdute, dar s-ar putea să greșesc, dar în orice caz niște generații care nu mai au ancore, care au pierdut și au pierdut respectul de sine, respectul față de dascăl, părinte, credința, compasiunea, etc. Deci din punctul ăsta de vedere, Forța Națională va fi un partid progresist, un partid care va milita pentru reformă, și vom aplica acea treime de aur. Și anume, cu o treime redus numărul de parlamentari. Trebuie să dăm eficiență voinței populare, care în 2009, în cadrul unui referendum, 9 milioane de români au spus, băi, un parlament cu 300 de parlamentari. În continuare, noi difilăm cu 465 de parlamentari. Cu o treime mai puțin numărul de ministere și implicit de miniștri. Cu o treime mai puțin numărul agențiilor, instituțiilor și autorităților statului. O treime mai puțin numărul unităților administrativ-teritoriale. Populația României în ultimii ani de zile, 28 de ani, nu a crescut. Din păcate a scăzut. Și pe fondul unei natalități, unui spor negativ al natalității și pe fondul acestei migrații masive. În 2004 Năstase a lăsat 800.000 de bugetari. Astăzi avem 1.400.000 de bugetari. Există vreo rațiune pentru care aproape am dublat numărul bugetarilor? Nu mai spun că am dublat și fondul de salarii. Avem mai multe treburi de făcut. Până la urmă, un stat cu cât e mai suplu, cu atât este mai eficient, cu atât răspunde mai bine nevoilor și cerințelor cetățenilor. E un stat supradimensionat, suprabirocratizat și osificat. Nu mai putem merge cu 3200 de primării în condițiile în care 443 de comune au sub 1500 de locuitori. 27 de orașe au sub 10.000 de locuitori. Conform legii ar trebui retrogradate orașele la comună, comunele la sate sau comasate. Ar trebui să urmăm modelul polonez. În 1998 Polonia, o țară dublă ca populația, au 38 de milioane de locuitori și cu 90.000 de kilometri mai mari decât România, au 310.000 kilometri versus 220.000 de kilometri România,
a purces la o reformă radicală a administrației, a revenit la modelul interbelic de organizare administrativ-teritorială, la modelul voievodatelor și a plasurilor. Din 4700 de UAT-uri au ajuns la 2600. Noi ce am făcut după 90? Nu că am tăiat nici măcar una. Am mai adăugat încă vreo 100 pe vremea lui Cosmân, în perioada 2000-2004. Evident că nu mai putem difila cu acest model greoi. Gândește-te și tu, 3200 de primari, ce înseamnă ca aparat? 3200 de consilii, cu minim 21 de membri. Uite-te și tu câți zeci de mii de plimbători de hârtii. 3200 de aparate de lucru, cu secretare, cu amante, într-un cuvânt, cu plimbători de hârtie. Măi, fraților, ai văzut, economia reală plânge după un milion de locuri de muncă. Caută un milion de oameni și nu găsim. Statul, ai văzut, s-a tot gonflat în anii ăștia, mai ales în ultimii 14 ani de zile, nejustificat. Statul trebuie să fie mama răniților în perioadele de răstriște, de criză, dar nu în perioadele de creștere economică. Hai să mai umblăm la organigramele instituțiilor publice și să le mai rărim, că o să observăm, asta e valabil chiar și la spitale, că jumătate din personalul oricărui spital reprezintă TESA. Multe cucoane la contabilitate, la resurse umane, la administrativ, pe la tehnic, pe la tăia frunză, la câini. Avem un deficit de 13.000 de doctori, de medici, dar avem sute de mii de plimbători de hârtie în tot sistemul public de sănătate. Aceeași situație o avem și în învățământ. Adică în spitalele românești, deși, iată că am ajuns la 11 miliarde de euro alocare bugetară, să moare cu zile. În administrație, ai văzut desantul primarilor în urmă cu 2-3 săptămâni la Basilica, la doamna Veorica, dădeau cu punul masă că vor mai mulți bani. Guvernul le-a dat cu 11 miliarde de lei mai mult, de la 67 la 77 de miliarde de lei. Și tot nu e bine. Tot 70 de miliarde au și consiliile județene. Iată, 70 cu 77 sunt 147 de miliarde de lei. Asta înseamnă vreo 36 de miliarde de euro, an de an. În condițiile în care avem 10.000 de kilometri de drumuri de pământ. Ca pe vremea lui Ștefan cel Mare sau Mihai Viteazu. Nu mai spune că nu avem autostrăzi în România. Într-o țară europeană, în secolul 20. Stai, dragă, deja asta e aroganță. Să avem autostrăzi, câte vreme avem 10.000 de kilometri de pământ bătătorit, de drumuri de pământ. Două treimi din satele țării, într-o Românie europeană de secolul 21, nu au acces la asfalt, la canalizare, la apă curentă sau la gaze. Cu toate că an de an, înțelege și dumneavoastră, dragi privitori, primăriile astea toacă o căciulă de bani, 30 de miliarde de euro în fiecare. Numai în ultimii 20 de ani vorbim de vreo 500 de miliarde de euro. Unde-s banii? Parantară, parantară la greu. La fel și în învățământ. Vorba lui Băsescu, avea o mare dreptate, scoatem proști cu diplomă. Deci calitatea învățământului e precară, învățământului românesc, pentru că nu s-a reformat nici aici. Noi n-am ținut cont cu această dinamică economică și socială extraordinară pe care nu doar România, toată lumea a cunoscut-o după 90. Mulți tineri aleg să plece la universitățile din afară. Pe 1 decembrie la ProTV au avut de Ziua Națională a României un material cu români care onorează România. Era și un puș de 19 ani care era elev la liceul Traian Vuia din București de informatică. L-au dat afară că aveau absențe. Puștiu s-a dus în Statele Unite la San Francisco, unde într-un an, mai puțin de un an de zile, a câștigat câteva milioane de dolari. Pentru noi asta contează, să vii, să stai în bancă, să te scarpi în nas, să te uiți pe tavan, să-ți bagi niște învățători care și ea, sau profesori, o sumedenie de informații fără nicio utilitate. În loc, învățământul să fie personalizat în funcție de personalitatea, skillurile și aptitudinile fiecărui elev. Mai mult decât atât, populația școlară s-a înjumătățit față de 1990, recunoștea chiar și ieri Abraham Burica, doamna ministru a educației. Adică avem cu 2,5 milioane de copii mai puțin în învățământ, la toate ciclurile primar, gimnazial, liceal, universitar. Păi se justifică să difilăm cu aproape 400 de mii de oameni în învățământ? Evident că și aici e nevoie de o reformă. La fel, modernizare, eficientizare, informatizare și la nivelul instituțiilor statului. Legea bugetului de stat, ai văzut tocmai ce astăzi
Curtea Constituțională l-a trimis la plimbare pe Iohannis, a zis curat constituțional bugetul de iar stat, Iohannis dar Iohannis în mai parlament. Face ping-pong. Băi, câtă inconștiență, e vorba totuși de bugetul țării. În mod normal, noi trebuia să fie aprobat bugetul undeva anul trecut prin noiembrie, cel mai târziu în decembrie. Suntem în martie. Suntem în martie, acest ping-pong între palate, pentru că e o altă problemă și aici Forța Națională vine cu o soluție. Va chema poporul la un referendum să opteze pentru tipul de republică, forma de guvernământ al României și-a demonstrat cu prisosință limitele, această struță cămilă, această republică semiprezidențială specifică țărilor bananiere, țărilor africane. Întotdeauna o mașină cu două volane nu va ține drumul drept, va lua stânga, ori în șanțul de stânga, ori în prăpastea de dreapta. Asta este tipul de republică în România, această bicefalitate a puterii executive exercitată deopotrivă și de președinte și de prim-ministru și fiecare natural va dori mai multă putere pentru el. De unde? În ăștia, mai ales de când avem această ruptură din 2004, când avem un președinte din dreapta, de pe dreapta și un guvern de stânga, acest conflict permanent între palate. Această stare conflictuală și toate aceste derapaje care sunt decontate de cetățeni până la urmă. Și sigur că poporul trebuie să tranșeze. Mă, ori vrem o republică prezidențială, precum în Statele Unite, în care președintele e jupân, n-am o problemă, ne încolonăm în spatele lui Iohannis sau în spatele lui Dragnea, Cioloș sau Codruța sau cine mai vrea să fie la Cotroceni și dăm onorul. E foarte probabil ca poporul român să opteze pentru o atare republică. De ce? Că suntem nostalgici. Dacă o fată de 22-23 de ani visează cu ochii deschiși la acel comunism ideal gândit de Marx și mai târziu de Lenin, la fel și marea masă de români sunt nostalgici. Pentru că noi suntem construiți mai degrabă pe un calapod rusesc, balcanic decât occidental. Noi tânjim și astăzi după un tătuc, după un țar, care să ne dea ora exactă, să ne spună ce avem de făcut și cum și când. De aia e foarte probabil să fie câștigătoare, dar n-am o problemă, dar măcar tranșăm o chestiune, tăiem coada la pisică. Sigur că mai e celălalt tip de republică și o spre asta înclin, o republică parlamentară. Pentru că un partid care câștigă o majoritate în Parlament sau o alianță va da și președinte. Adică vom avea și președinte, și putere executivă și putere legislativă de aceeași culoare. Bravo, așa și trebuie să... Dom'le, dar e risc de dictatură. Hai să fim serioși. Democrația asta noastră românească deja nu mai e de ieri, de azi, are 30 de ani după 89 și a mai experimentat-o vreo 100 de ani înainte. Și a dezvoltat suficiente mecanisme și anticorpi să sancționeze astfel de derapaje. Într-un scenariu, putem merge și pe astfel de logică. Câștigă PSD-ul sau câștigă USR-ul, chiar nu contează. Cu 50-60% are președinte, are guvern, are parlament. O ia razna? Păi, remedii. Moțiune de cenzură, alegeri anticipate sau cum românul e răbdător. Noi, cum să spun, avem un grad de suportabilitate nefiresc și inuman. Uită-te la francezi. Adică Macron le-a crescut cu câțiva eurocenți, accizele la combustibil. Băi, de 6 luni să dau cu cură de pământ, pe tot Champs-Élysées-ul zguduie toată președinția lui Macron. Și posibil să nici nu mai pupe un al doilea mandat. Pentru câțiva eurocenți. Păi în România în fiecare zi, în fiecare săptămână sar cât de la pământ, la lună, prețuri la orice. La produsele alimentare sau non-alimentare, la ce vrei tu. La dobânzi, la asta. Și românul stă și cu stoicism înghite și suportă. Deci chiar dacă nu vom recurge la astfel de mișcări radicale în perioada unui mandat, mă, după ce strângem și strângem în noi după 4 ani de zile, chiar că a luat PSD-ul sau USR-ul pe acest exercițiu de imaginație 60%, îl aruncăm la lada de gunoaie istorie. Nu o să mai ia nici 5%. Dar se vede, uite, în Germania de 50 de ani, asta e, adică președintele și guvernul este dat de CDU, de creștini democrați. În Spania din 1972 sunt socialiștii la putere, de exemplu.
În Statele Unite, la fel, uite, a fost liniște și pace până în decembrie, când republicanii controlau Casa Albă, Senatul și Camera Reprezentanților. Acum, democrații au preluat conducerea Camerei Reprezentanților, a început războiul, nu? Ieri a anunțat deja demararea procedurii de impeachment pe Trump, adică de destituire. Deci, iată că acest sistem, cu această republică semiprezidențială, nu este unul care să ne aducă beneficii. Eu înțeleg rațiunea părinților Constituției din anii 90. Adică noi am ieșit după 50 de ani de dictatură și am zis să nu mergem pe acest tip de republică prezidențială, să mai naștem încă un Ceaușescu. Ne-am lecuit de dictatură și ți-am spus, am dezvoltat suficient anticorpi. Forța Națională va veni chiar dacă va fi taxată și va propune introducerea votului obligatoriu. Pentru început, votul prin corespondență, votul electronic, să dăm posibilitatea tuturor românilor, în primul rând celor din diaspora, să voteze. Sunt oameni cu conștiință civică extraordinară, dar votul obligatoriu, câtă vreme ai văzut, 9 milioane nu votează, doar 5 milioane votează, de la 1 la 2, de la simplu la dublu. O astfel de măsură e de natură să întărească spiritul civic a unei națiuni care nu-l prea are, ne convine sau nu ne convine, dar asta e realitatea, suntem meteosensibili, dacă plouă, dacă ninge, stăm afară, avem iarăși tot felul de stări, dacă ne-am certat în ziua respectul cu nevasta, copilul sau amanta, iarăși motiv de jelanie, stăm în casă, dacă vine un prieten, haide bă, de să o bere, hai să facem o tablă. Nu conștientizăm că în banalul ăla vot, care ne ia cât o jumătate de oră, stă forța schimbării. Forța schimbării în bine. Și că suntem datori, adică e o datorie, dar în egală măsură și o obligație constituțională ar trebui să fie, și morală și civică, de a merge odată la 4 ani să punem ștampila. Deci obligativitatea votului va întări spiritul civic, va întări democrația participativă, adică tot poporul să vină să voteze, păi Borza a venit cu propunerea asta, îl ștergem de pe listă, îl lixăm, îl șafurisim, punem lumânări la morți. N-are decât, mergeți mă, votați pe cine vreți voi, pe USR, pe PNL, pe UDMR, dar votați, exprimați-vă acest drept constituțional. Și evident că va da, în astfel de vot, va da o altă legitimitate, forță și putere unei clase politice chemată să-și asume marele reforme ale României. Vorbeam de diasporă, da, noi recunoaștem meritele extraordinare în dezvoltarea și europenizarea României, a diasporei românești. Și a diasporei de după 90, vorbim de cei 4 milioane de căpșunari, adică pe care îi regăsim în Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, e cel mai mare, practic, investitor al României. Doar din 2007 de la integrare, valoarea remiterilor românilor din afară au însemnat 55 de miliarde de euro. Valoarea tuturor investițiilor străine directe în ăștia 11 ani, deja putem vorbi de la 1 ianuarie 2007, 34 de miliarde de euro. Deci iată că aproape de la simplu la dublu. Dar atenție, astea sunt remiterele oficiale, adică prin Western Union, prin poștă, nu știu ce. Încă probabil 10-20 de miliarde de euro au fost la șofer, la un prieten care venea din Italia, la o rudă, sau un pachetul cu haine. Îi punea, mamă, vezi că în geaca aia, acolo, ai și 200 de euro. Deci, mă, din punctul ăsta de vedere, ar trebui să-l ridicăm sus, pe piedestal, pe căpșunarul român. Susțineți o lege a lobby-ului? Cât de necesară este, practic, o lege a lobby-ului? Am văzut că dezbatere este, dar nu prea se face nimic în sensul ăsta. Primul proiect, act normativ, datează încă din anii 2000. Chiar Mitrea și cu Năstase au încercat, și cu Eugen Bejinariu, un astfel de proiect, și astăzi, prin sertarul ulterior, au mai fost. Sigur, sunt anumite forțe, în special din zona justiției, care se opun unei atare reglementări. De ce? Care rămâne fără obiectul muncii. N-ai putea să-l mai legi, să-l alegi pe ăla pentru trafic de influență sau pentru dare luare de mită. Lobby există, societatea americană a fost construită pe această industrie a lobby-ului. La Bruxelles, cum să spun, sunt organizații puternice de lobby. Iată, Timmermans, Franz Timmermans, care ne dă lecții nouă de moralitate, a încasat anul trecut
atenție, dragii mei, 1,7 milioane de euro din lobby. Ceea ce sigur că e imoral. Nu spun că nu e legal, dar e imoral. Că tu dacă erai un simplu europarlamentar, uite cum a fost Adrian Severin, el săracul a căzut ca musca în lapte, pe mărunțiș. Deci la 5.000 de euro te leagă și afară, dar dacă iei de la 1.000.000 în sus, ești bine, ești belfer, ești bine, mersi. Dar nu poți tu care ești prim vicepreședinte al Comisiei Europene, ești numărul 2 după Jean-Claude Juncker, să iei 1.700.000 de euro de la 2-3 industrii și după aia să vii cu să reglementezi la nivel european, la nivel de directivă, în beneficiul acelor organizații. Trebuie reglementată activitatea de lobby? Trebuie, sigur că trebuie reglementată, este o activitate modernă, este o profesie liberală, ca cea de mediator sau de avocat, nu văd unde ar fi problema. Noi dacă tot vrem să trăim în secolul 21, trebuie să ne apropiem și aceste mecanisme și instrumente specifice economiei de piață. Deci nu văd nicio problemă. Vorbeam de diaspora. Sunt 4 milioane de români extrem de valoroși, care deja, iată, vorbesc o limbă, două limbi străine, care stau de 10-15 ani și muncesc, trăiesc și muncesc în societăți normale, în democrații mature. Au deja o expertiză profesională, dar și un spirit civic extraordinar. Ar fi un mare câștig pentru România dacă am reușit să-i aducem în parte. Nu putem aduce 4 milioane, că nu avem ce să le dăm de muncă. Dar și 10.000 și 50.000 și 100.000 de români, dacă vin în țară, în primul rând vin cu capital, bănet, dar vin și cu altă cultură, cu altă viziune, cu un alt set de valori. Adevăratele valori europene care pun accent pe muncă, pe onestitate, pe solidaritate. Dar până atunci, statul român trebuie să aloce bani pentru ca românii din diaspora să-și păstreze identitatea spirituală, lingvistică și națională. Eu apreciez ceea ce face guvernul Ungariei pentru etnicii maghiari de pe teritoriul României sau de pe teritoriul altor state. La fel ar trebui să facem și noi, dar nu o facem. Sigur că aici cu un accent deosebit pentru minoritatea românească de pe teritoriul vechilor provincii istorice, Basarabia, Cadrilaterul, Bucovina, rupte de la țara mamă în 1940, avem iarăși peste 1.000.000 de români, aproape 1.500.000 de aromâni pe teritoriul Albaniei și statul român nu se interesează deloc de ei. Aproape 2 milioane de români pe teritoriul Greciei și la fel statul îl doare la bascări. Sunt români care trăiesc intens și am fost în Albania, am fost în Grecia și am întâlnit aceste comunități de români adevărați, de români patrioți. Dar avem o altă dramă, avem o altă dramă care se derulează chiar sub ochii noștri, cu complicitatea guvernului de la București. Și vorbesc de români minoritari și discriminați în propria lor țară. Vorbesc de românii din Harghita, Mureș și Covasna, supuși unui proces de maghiarizare forțată și de epurare etnică. Vine papa peste două luni de zile, ai văzut, nu se va intona imnul de stat al României, nu se va arbora tricolorul României. E normal? Uite-te la congresul UDMR de acum o săptămână, prin care l-au reinvestit pe Kelemen Hunor, jos pălăria, mie mi-e drag, Kelemen Hunor, președintele UDMR, dar ai văzut ce rezoluție au adoptat în unanimitate? Că minoritatea maghiară din teritoriul României recunoaște și cultivă ce? Imnul național al Ungariei și steagul național al Ungariei și al Ținutului Secuiesc. Unde, mă? În România, pe teritoriul național al statului român, câtă vreme în articolul 1 din Constituție spune ce? Că România este stat unitar, național și indivizibil. PSD-ul depinde de voturile UDMR-ului și, din păcate, toate guvernele de după 90 au fost în această dependență sinucigașă față de UDMR și au suferit și suferă milioane de români care sunt ostracizați în propria lor țară. Sigur că aici trebuie, asta nu înseamnă, deci să o lămurim. Forța Națională nu e un partid naționalist, dar nu e un partid doctrinat. Nu o să punem pielea în saramură la unguri și nici la multinaționale. Noi milităm pentru dialog, pentru respect, pentru bună înțelegere. De fapt asta se și întâmplă, nu de ieri de azi, de vreo 1.000 de ani, de când coexistăm, pașnic mai mult sau mai puțin de-a lungul istoriei, români și cu unguri. Și evident că dezavăm toate aceste încercări,
toate aceste politici ale bățului prin gard de a ne radicaliza sau de a incita la ură etnică unii împotriva celorlalți. Dar evident că trebuie cineva să se apere și pe românii din interiorul graniței, să se apere pe cineva și pe românii din afara granițelor României. La fel, diaspora mai veche, de înainte de 90, America de Nord și Canada sunt niște români care extrem de patrioți, dar care trăiesc sentimentul abandonului, că statul român e abandonat. Uite cum ungarii alocă an de an zeci de milioane de euro pentru a menține vie cultura maghiară la nivelul minorităților, a comunităților etnice maghiare pe teritoriul altor state, la fel trebuie să facem și noi. Și sigur că, atenție, anul viitor, în 2020, de-aia trebuie să existe o forță românească ca o contrapondere la radicalizarea discursului maghiar. Și de la Budapesta și de la UDMR. În 2020, Ungrii, atenție, comemorează, România aniversează 100 de ani de la semnarea tratatului de la Trianon, prin care comunitatea internațională consimțește și recunosc Marea Unire de la 1918, dar ungurii deplâng acest tratat, pentru că ei spun că atunci s-a rupt, le-a fost luat cu forță Ardealul, adică Transilvania de la Ungarie, și niciodată n-au renunțat la ideea întoarcerii Ardealului la Ungaria. Ardealul, Transilvania astăzi este controlată de unguri. Pentru că aici nu vorbim doar de complicitatea politică a statului român, vorbim de foarte multe coninvențe, inclusiv juridice. 70% din proprietățile Transilvaniei sunt în mâinile ungurilor. Statul lor român le-a retrocedat lor câtă vreme nu erau îndreptățiți. Înainte de primul război mondial și mai ales după primul război mondial, toți cetățenii maghiari de pe teritoriul României au optat, sau majoritatea au optat pentru cetățenia maghiară. Conform tratatelor internaționale, renunțând la cetățenia românească, pierdeau proprietățile de pe teritoriul României. Dar statul, nu ca pe vremea comuniștilor, i-a despăgubit. De-aia ei se cheamă optanți, că aveau acest drept de opțiune. După primul război mondial, România a avut 18 milioane de lei în aur de spăgubiri de război pe care nu le-a luat statul român, le-a pus într-un fond la Paris și din acel fond au fost despăgubiți toți acești cetățeni care au optat pentru cetățenia maghiară și au luat atunci zeci de mii de lei în aur și au plecat în Ungaria sau în altă parte. Acum moștenitorilor vin și revendică și natură niște proprietăți pentru care autorilor, părinții, bunicilor primiseră despăgubiri în bani. Și mai mult decât atât, tu dacă ai avut 1000 de hectare de pădure, tot felul de manopere cu instanțe, cu notar, cu executori, cu falsul, mai pui un zero și revendici 10.000 de hectare de pădure. Deci pădurile din Transilvania, clădirile de patrimoniu din Transilvania, sunt în mâinile Ungariei. E pământ românesc, dar în proprietatea Ungariei. Ceea ce, cum să spun, e un atentat grav la integritatea teritorială a României, dar aceste lucruri s-au petrecut sub ochii noștri și guvernul de la București întotdeauna asta cât se poate de pasiv. Da. Domnule Remus Borza, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Mulțumesc și eu.